prima fază a jocului trebuia să furăm steagul din baza inamicului și să-l aducem în baza noastră. Cam asta a fost esența jocului pe ziua de astăzi. Un albastru n-are pe sus. Aici am avut 2 sau 3 inamici, să zicem așa, care au încercat pe partea dreaptă să ne flancheze. Scur albastru că sus. Albastru că sus. Și acum dreapta, voi astea. Uite-te la ora 11, ora 11 ta. Este unul la doua, prelat pe față. Gata, shit. Ești în dreapta, dar tu unde ești, mă? Ești în dreapta, aici la prima prelată, ești un sniper. Hort! Unde e un sniper? A fost după golf, de asta lor, dar nu mai. M-am băgat în apă și acum nu. Bă, dacă l-o scos, o să fie bună apropiere. Nu trebuie să dă până acolo, să lăsa în dreapta. Ba, nu, uite după golf. Dar după golful? Da. Gata, l-am văzut. E pe ușa golfului. Ha? Vezi în stânga ta, să nu fie careva. Nu l-am văzut, în pula mea încă. Unde ești? Aici, adu-mi toți mea. Ești pe la altă dată. Thank you.
Da, na, acum ce să zic, la faza asta am fost de oameni, eu și colegul după partea stângă, acum nu știu exact dacă... Nu, no, am tras amândoi, oricum am tras amândoi, dar... Stai da. Jos, stai jos că l-am scos. Radu, ia nostru, Radu, ce faci? Uite-ți la banderole. În fața ta, Radule, vine unul, pistolul. Pistolearul. Ce înseamnă asta? Gata, meciul? Cinci, patru, trei, doi, unu, start jos! Lasă, 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 lasă să vină! Lasă să vină! Bravo! Mamă, cum îl pângeam aici, apă săracu în fața mea. Dar a avut noroc colegul din partea dreaptă care l-a executat. Aici la faza asta, bineînțeles că am tras și eu, dar nu eu am fost cel care i-a executat. Ziua. Ha? După ăla nici nu mai trag, mă, mai nervos. Unde-i? Eu, la scos. Cât e aici, că eu mă uit din coce, așa aici sunt. Bravo, a scos. L-ai scos? Gata, hai că-l văd și pe ăla. Fut pe măsă. Și atunci încărcam bag pula în el. Pistolerul. Bravo! Aici o fază mai delicată. Deja este amiaza, oamenii au mai plecat de pe teren.
Am încercat să ne amestecăm între noi, să fim cât de cât egali și să continuăm distracția. Game over! În a doua parte a jocului s-au mai schimbat, bineînțeles, și strategiile și atacurile pe flancul și multe alte chestii. Vezi că e în fața mea. Du-te în lateral! Du-te în lateral! Că-i jos în vale! Du-te în lateral! Jos în vale! Du-te în lateral! Coboară în vale, în jos! Mort! Bravo! Bravo! Mort! 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 S-a zis mort! Noroc cu copilul, că altfel cred că eram chilărit și eu. One eternity later. Asta a fost mișto. Aici cred că dormeam în papucii statului. Bravo! Probleme? Și ultima lovitură. Dacă v-a plăcut videoclipul, vă mulțumesc pentru vizionare.